ca să nu intru în activitate, era și de ceva și nu puteam să închid cabinetul. De fapt, la un moment dat așa nu am gândit să închid cabinetul, dar pacientul rămânea în afara. Și condiții de avare, asta este. La nouă ni se pare că toată lumea tratează chestiunea asta cu foarte multă lejeritate. Ori dumneavoastră, în calitate de medic, cred că ați putea să ne dați cea mai bună opinie în legătură cu desfășurarea activității de către grupa de grădiniță, anterior în sosirii pacienților dumneavoastră, care sunt purtători de diverse boli. Acum, ori boli de bătrânețe, ori boli, de ce Nu nu, poate fi chiar și contagioasă. contagioase, exact. Adică dumneavoastră cunoașteți foarte bine implicațiile acestui amestec. Da, cunosc, dar nu vreau să acuz pe nimeni Dar nu trebuie să și acuzați nici pe nu vreau cineva. să... Lucrul ăsta se știe, dar câteodată sunt niște situații care sunt foarte complicate, știți și dumneavoastră. Asta este situația. Da. Eu n-am avut de ales, de fapt. A trebuit să-mi desfășur și eu activitatea acum, pentru că altfel nu... În localul celălalt am înțeles că aveți intrare separată față de copii, nu? Da. În localul aflat în Da, nu reabilitare. avem nicio tangență cu... Avem... Nu de dumneavoastră, Emilia. Da, vreau să vă întreb ceva. Există riscul răspândirii unei boli contagioase, având în vedere că e aceeași încăpere și pentru copii și pentru bolnavi? Deci există riscul de răspândire a bolilor contagioase oriunde. Inclusiv în spitalele foarte bine dotate și deci dacă o luăm așa, atunci trebuie să tratăm în timp undeva. Și într-un spital bine dotat, dacă vine un aparținător cu un copil și dacă are o formă, se poate infecta tot spitalul. Același lucru poate să se întâmple. Sau vine părintele la grădiniță, aduce copilul. Părintele poate fi bolnav, se răspândește boala la copii, la toți. De la un părinte bolnav sau de la un copil bolnav. Dacă tratăm așa în negru și alb, gândesc că părerea mea că e corect.